Se rezolvă un exercițiu dat în 2021 la simularea examenului de bacalaureat, specializarea matematică informatică. Se cerea să determinăm numărul de numere naturale de 3 cifre, care au exact două cifre egale. Bine, o să modific puțin enunțul. O să determinăm probabilitatea ca alegând un număr de 3 cifre, acesta să aibă exact două cifre egale. Ceea ce înseamnă că mai întâi vom număra cazurile posibile, de la 100 la 999 avem exact 900 de numere de 3 cifre, și apoi cazurile favorabile. Cazurile favorabile sunt numerele de 3 cifre cu două cifre egale, adică sunt numerele de forma AAB, ABA sau ABB. Să ne ocupăm de cazul în care cifra sutelor și cifra zecilor sunt egale. În acest caz putem alege cifra zecilor în 9 moduri și cifra sutelor e implicit egală cu cifra zecilor, nu? Și cifra unităților? Păi, prima cifra a zecilor, fiind cifra sutelor, e orice cifră nenulă, deci a fost aleasă în 9 moduri. Din cele 10 cifre de la 0 la 9, o cifră a fost folosită deja, deci pentru cifra unităților ne mai rămân 9 variante. Și atunci avem 9 ori 9, 81 de numere de forma AAB, cu B diferit de A. Apoi avem numerele cu cifra sutelor și cifra unităților egale, deci fiind nenule pot fi alese în 9 moduri, de la 1 la 9, nu? Iar cifra zecilor diferită de acestea și atunci poate fi orice cifră de la 0 la 9, dar diferită de A mic. Deci poate fi aleasă în 9 moduri și atunci în total avem 9 ori 9, 81 de numere. Și pe urmă avem numerele cu cifra sutelor diferită de cifrele zecilor și respectiva unităților, care sunt egale între ele. Deci aici putem să alegem A-ul în 9 moduri, poate fi orice cifră de la 1 la 9, și B-ul poate fi oricare dintre cele 9 cifre rămase. Deci în total mai avem încă 9 ori 9, 81 de numere. Ceea ce înseamnă că numărul cazurilor favorabile e de 3 ori 9 ori 9, adică 3 ori 81, 243, dar nu ne interesează efectiv cât dă. Ceea ce contează este că probabilitatea ca evenimentul dat să se întâmple e numărul cazurilor favorabile, 3 ori 9 ori 9, supra numărul cazurilor posibile, 900, adică 27 pe 100. Destul de simplu. Totuși, în această situație, am avut de calculat destul de multe cazuri favorabile, nu? Și eu cred că mult mai simplu ar fi dacă am număra cazurile nefavorabile. Deci o să ofer și o a doua metodă. În primul rând, cazurile posibile sunt 900, ca mai sus, și în al doilea rând, o să numărăm cazurile nefavorabile. Ne convin numerele cu exact două cifre egale. Deci, cazurile nefavorabile sunt când extragem un număr cu toate cifrele distincte sau un număr cu toate cifrele egale, nu? Numerele cu toate cifrele distincte sunt numerele de forma ABC cu ABC distincte. Deci pe A putem să-l alegem orice cifră de la 1 la 9, deci în 9 moduri. Pe B putem să-l alegem orice cifră diferită de A, poate fi și 0. Deci de la 0 la 9 mi-au mai rămas 9 posibilități. Iar C-ul e una dintre cele 8 cifre rămase. Deci în total avem 9 ori 9 ori 8 numere cu cifrele distincte. Și mai putem avea cazuri nefavorabile când extragem numere cu toate cifrele egale, cum ar fi 1, 1, 1, 2, 2, 2 și tot așa până la 9, 9, 9. În total, încă 9 cazuri nefavorabile. Ceea ce înseamnă că numărul cazurilor nefavorabile e 9 ori 9 ori 8 plus 9, îl dăm pe 9 factor comun și vine pe lângă 9 ori 8, 72 plus 1, adică 73. Ceea ce înseamnă că din cele 900 de cazuri posibile, dacă 9 ori 73 sunt nefavorabile, favorabile vor fi 900 minus 9 ori 73, adică 9 pe lângă 100 minus 73, 9 ori 27, 243, exact ca mai devreme. Și atunci, exact ca mai devreme, probabilitatea ca evenimentul să aibă loc e 9 ori 27 pe 900, adică 27 pe 100. Destul de simplu. Vă propun spre rezolvare un exercițiu asemănător, să determinăm probabilitatea că alegând un număr de 3 cifre, acesta să aibă cel mult două cifre egale, adică
poate să aibă cifrele distincte sau poate să aibă două cifre egale, exact două cifre egale. Ceea ce nu ne convine e să aibă trei cifre egale. Și atunci, cazurile posibile ca mai sus sunt 900 și cazurile nefavorabile sunt cazurile în care cele trei cifre sunt egale. Deci cazurile în care extragem un număr de forma AA. Asta înseamnă 111, 222 până la 999. În total avem 9 cazuri nefavorabile, ceea ce înseamnă că avem 900 minus 9, adică 9 ori 99 cazuri favorabile, ceea ce înseamnă că probabilitatea ca evenimentul să se întâmple este 9 ori 99 pe 900, adică 99 pe 100. Rezolvarea acestei probleme ar fi fost mult mai dificilă dacă nu ne-am fi orientat spre a doua metodă, și anume să calculăm numărul cazurilor nefavorabile. Destul de simplu, nu?